Voi merge pe marginea zgârienorului. Uite, s-a ascuns ăsta cu chitara direct la chiloție. Te prins clar că ești în Harlem. Jumătate de cafea ajunge direct pe tine. Doamne, uite și tu, uite, e cât capul meu. Cum să nu fii șofer și totuși să iei amendă? Oprim această transmisiune. Au vrut să-mi facă prank-uri și la tatuaje. Unde te poți recruta pentru armată? Pe această străduță sunt vehiculele NYPD, fraților. Aude ce gălăgie face. Suntem la Friends Experience. Hăț cu lapte, hăț cu vlog, hăț cu bună dimineața. Trezirea. Hăț cu bună dimineața de pe meleaguri românești. Da, știu că știți căruța, Jonuțule, dar vlogul cu căruța o să intre abia mâine dimineață. Bună dimineața, să trăiți. Facem acest intro pentru că avem un vlog dump. Așa am vrut eu să-i spun, nu cred că există noțiunea asta în lumea YouTube-ului, Jonuțule. Pentru că o să vedeți că vă spun în dublele din acest vlog. Avem foarte multe lucruri care ne-au rămas din New York, neîncepute, neterminate, nenicicum. Motiv pentru care am încercat să le adunăm într-un mare vlog de dump, Jonuțule, în care punem absolut toate mășițele și vă mai punem un pic și din ce s-a întâmplat acasă, pentru că vrem să vedem ce se întâmplă atunci când vă livrăm episoade lungi. Ați cerut episoade mai lungi, Jonuțule. Iacătă episodul lung. Extorsiunea decajamentului s-a întâmplat, Jonuțule, am uitat cablu jack-jack de la lavaliere, dar nu contează pentru că am scos GoPro-ul care oricum astăzi este la Piste de Resistance, pentru că suntem jos la The Edge, fraților. O să facem, vă spunem pe aia dreaptă. Intro-ul ce l-ați văzut va fi fost făcut după ce coborâm, pentru că o să ne întoarcem să luăm cablu de acasă. Dar până atunci haideți să ne bucurăm de situație, că până la urmă avem cu ce filma. Ok, nu e același sunet că noi de pe lavaliere, dar are fratele signalul la el. Deci, suntem la The Edge, fraților. City Climb se numește experiența, activitatea. Știți deja prețul, dacă nu știți prețul, îl găsiți în vlogul cu prețurile despre aventura în New Yorkulescu, Jonuțule. Am făcut toate formalitățile posibile și suntem gata să urcăm. Nu știu la ce etaj, dar astăzi, țineți-vă bine, cu ajutorul unui ham voi merge pe marginea zgârienorului, ba mai mult. O să mă las așa să levitez pe spate. Mamă, deci, știți, cu o minimă, cât un purice, dar încărcată cu foarte multă adrenalină, pentru că știți cât de mult îmi plac lucrușoarele astea și eu zic că dacă sunteți dornici de adrenalină, să nu le ratați. Hai, revenim. Jonuțule, din păcate am primit vestea proastă. El este ghidul nostru de astăzi și mi s-a spus că pot să filmez până sus tot ce vreau eu, să fac ce vreau eu, dar și că după aceea camera pleacă. Dar totuși cred că avem ceva, pentru că am cumpărat un pachet cu video și cu foto de la ei. Acum intrăm în lift. Fiți atenți, cam așa arată situația. And then Jean-Pierre and Dahlia. Jean-Pierre, Dahlia. Cool. And then four solo duos. Andreas. Yep. Yes. Nadia. Excellent. Dorian. Yes. Deci, Jonuțule, vești bune, se filmează totul pentru noi. Mi-a spus băiatul să nu mă panichez. Asta este etajul 100 unde am ajuns noi. Și acum, după grup, mergem mai departe. Wow, wow, au apărut câte și câștile. Ia vezi. What's up, big guy? Cât de tare. Hello, hello, guys. Astăzi vestiarele. Țaca, paca. Uite un 7 aici. Uite un 7, dacă e să fie ultima oară, apoi să fie cu 7, tată. Încă o zi, încă un zgârienor, fraților. Din păcate, nu am avut voie să film nimic, nu am avut voie să-mi iau GoPro, nu am avut voie să-mi iau telefon, nu ai voie să-ți iei absolut nimic cu tine. De altfel, lucru și foarte logic, fraților, imaginați-vă dacă, Doamne ferește, de la înălțimea de 380 de metri, dacă ceva cade, imaginați-vă cam ce se întâmplă cu obiectul respectiv jos, la impactul cu solul sau, dacă, Doamne ferește, cu cineva. Anyways, asta este partea de unde am ieșit. Acum suntem în lobby-ul de la etajul 101 sau 102. O să ieșim un pic și afară, fraților, dar vântul bate incredibil de tare. Cam ăsta a fost City Climb-ul pe care îl recomand, fraților, cu toată încrederea. Deci e, doamne, când te lași așa, pe spate mai e cum mai e, că te lași pe spate, e interesant, dar nu e așa scary. Bă, dacă te lași pe față așa și în jos vezi 380 de metri, bă, 380, eu bungee jumping am făcut de la 150 de metri. Deci de două ori și încă pe atât. Incredibil! Mergem mai departe, sunt cu adrenalina acum. Deci, ca să ne înțelegem, fraților, aceasta este terasa. Uitați-vă cât de frumos se vede și ce mi se pare senzațional este că aici este prima oară când geamurile sunt ușor înspre în față înclinate, ca să-ți dea sentimentul ăsta că vezi până jos perpendicular pe tine. Iar ca să vă faceți o idee, fraților, sus acolo de tot pe platforma aia am fost noi și am stat atârnați și efectiv ne uitam, uite așa, și vedeam toată lumea care era jos pe terasa aici. Deci senzațional. Și cum a făcut, doamne, doamne, că am avut și astăzi Sorinel, de unde era super înnorat când ne-am trezit. Și acum hai să vă mai arăt ceva mișto de aici, de la Edge, fraților. Normal că există și porțiunea cu sticlă
la picioroange. Dar e nașpa care totuși modeluțul ăsta asta și nu e așa scary. Era mișto dacă era clară. Sunt curios, scrieți-mi la comentarii dacă voi cei care aveți probleme cu înălțimea simțiți ceva ciudat acum. Chiar sunt curios. Amora Jacksona, dacă nu fac ăștia mol și din gogoș, bă băiatule, deci Krispy Kreme, gogoș, fucking gogoș, nimic mai mult, nimic mai puțin. Uitați-vă cât a corner-ul în Times Square, deci imaginați-vă ce chirii, ce business vorbim mai, de ce business vorbim aici, da? Baza pe gogoș, da? Uite și tu, aici ai frumos, uite și s-a ascuns ăsta în stânga, uite cum s-a ascuns. Aici face băiatul meu gogoșile în crocs și ce mai trebuie, țaca paca și din gogoș va lua milioane de euro. Ce drăguț. Deci băieții din spatele meu poartă verde, Jonuțule. Și având în vedere că se apropie St. Patrick's Day, dacă porți verde, primești o gogoașă, Moca. Unde-i, bă, dă și mie un tricou, un ceva, uite cum mănâncă ăștia în spatele nostru. Noi suntem leșinați aici și ai noștri, uite, care-i verde, mă? Ăla? Ia vedeți, Jonuților, aici ce nebunia lui Salam, stați așa să se înțeleagă. Mărul ăsta roșu l-am luat noi că este complimentar. Yes, thank you. No bag. Pe specialul ăsta l-am luat așa frumos de Vloculescu, aici niște din astea pentru acasică. Ăsta este $13, frații mei, pentru că este specially made. Veniți mă încoasă, nu credeți că umblăm cu fofârlica. Ia fi atent, ce scrie aici? Ce scrie aici, Times Square exclusiv? Ți-am zis eu, chiar așa la trotuarul de seară de lângă Times Square, fraților, care este atât de frumoasă piața și când se lasă seara. Ia uitați-vă mă voi vrăjeala naibii ce-au ăștia pe ei. Un mărg lazurat, Jonuțule Sanchi gogoașă, de-l găsești și cu bățul înfipt pe plajă la Constanța, pus într-o cutie mai fancy schmancy. Mamă, ăsta este jeleuț aici, uite. Doamne, mă, gogoșile de la oameni ăștia sunt bune dacă sunt numai gogoși. Imaginează-ți că dacă să mai pui și jeleu de măr pe deasupra și... The next day. Îți scop bună dimineața din miezul New Yorkului, fraților. Stați așa să fac o invenție. Din miezul New Yorkului suntem la maraton, după cum vedeți, se aleargă. Încă nu știm care este cauza, dar probabil că este ceva legat de St. Patrick's Day. Însă tind să cred că se aleargă totuși și cu un scop. Eu vreau să vă arăt altceva. Uitați-vă, vă rog frumos, la nebunul nostru din spate cu chitara direct la chiloție. Mâncă la tata să-l mărânce. Abordează toată lumea, ăștia săia de care vă spuneam în vlogurile trecute, cu Mickey Mouse, Batman, tu te bagi, ești cu familia, ești bine dispus, hap, sap, ți-au băgat poza pe gât, ți-au luat și banii. Bă, da, chiar rememoram acum fiind ultima 100 de metri în New York și concluzionez cu dragă inimă că din punctul meu de vedere acest Times Square este cea mai frumoasă parte a New Yorkului, fără doar și poate, fraților. Este incredibil ce poate să fie aici, în Times Square. Momentul ăla nebun când te ia valul New Yorkului cu maraton, cu nebunii, fraților, și ce crezi? Jumătate de cafea ajunge direct pe tine, dar nicio problemă, Dumnezeu a vrut să fiu îmbrăcat în negru. O reglez in no time. Bă, prea frumoasă ziua asta. Mâncau ar tata s-o mănânce. Suntem în Bryant Park pentru că aici am oprit să mâncăm. Am filmat în paralel și Raising Cane's versus Chick-fil-A, Jonuțule. Bine, Chick-fil-A încă nu l-am găsit pentru că ce credeți, sunt închise duminica. Nu știa nici naiba chestia asta, dar măcar am filmat prima parte a concurenței. E motiv pentru care dacă tot ne aflăm aici în Bryant Park, Jonuțule, am și văzut acolo un Whole Foods Market și mergem să vă arătăm și vouă ce înseamnă Whole Foods Market. Despre asta este vorba, frații mei. Whole Foods Market pentru cei care vor să știe cum arată un astfel de magazin și ce se găsește în el. Țineți-vă bine, ați cerut daily vloguri lungi, în ăsta nu o să ne oprim. O să filmăm o oră ca să vedem cum vă comportați la un daily vlogulesc cu de o oră. Bă, deci ăsta cred că este visul oricărui om, să înțepenească Jacksoneta, dacă nu toată copilăria mea m-am gândit cum o fi, domne, să găsești fructele cojite, curățate, feliate. Uitați-vă ce e aici, mamă, că mi-e poftă de toate, ești nebun. Doamne, uite și tu, uite visul oricărui copil. Uite și tu portocala, doar să o iei și să o îngurgitezi. Pepenescu, ananasescu, ia vedeți, frații mei, OCD-ul la el acasă. Deci sunt oameni, alți oameni, care înțeleg ordinea, disciplina. Au mai venit alte de ăștia care au stricat aici un pic. Au băgat ei gheara și n-au pus la loc după ce a căzut. Dar uitați-vă cât de frumos arată. Uite-mă, ce ordine și ce disciplină aici. Ia uite, ai și conopidă colorată aici, nebun. Bă, știi ce e interesant la oamenii ăștia? Ăștia nu dau doi bani pe farmacii, mă,
să mor dacă am văzut două farmacii de când am venit în New York ăsta. Păi în supermarketuri mai găsești câte o zonă din asta de pastiloanțe, hi-hi-hu-hu-bu-hu-hu. Dar nu-s, bă, farmacii ca la noi, bă, băiatule, bă, bravo lor. Deci ca să înțelegeți despre ce este vorba cu Whole Foods Market ăsta, genuțul, uite, se zice foarte simplu. Feel confident about what goes in your cart, adică simte-te sigur pe ce pui în căruț. Și spun că au banat peste 230 de preservatives, aromanți, coloranți, colorau și alte ingrediente care probabil nu sunt sănătoase corpului uman. Da, mă, Jonuțule, atâta costă, fiți atenți, am găsit să moară Jacksoneta, dacă vă minte fratele vostru, șuncă, uitați-vă câtă este. Costă $7.77, ești nebun la cap, deci nu pot să cred, dar scrie unit price per, per pound, mă, e per pound, n-avea cum să fie $7, de cât aciuncă lău aici, ești nebun la cap, e cât capul meu. Mâncare, tata, ăștia sunt, bă, uite și tu, la linie, din toate punctele de vedere. Zici că mă uit la șantierele lui Nașu, mânca la tata. Riglă! Și aici zona de mâncărică, Jonuțule, de unde poți servi, dacă-ți dorești, există și măsuțe mai încolo sau nu există? Nu, aici nu există, dar într-unele din... Ba da, există. Veniți încoace, Jonuțule, să vă arate fratilii vostru, păi cum, eu. Uite acolo zona de măsuțe frumos, să-i lua pe pică, stai mănânci și te uiți la Kobe Bryant Park, era să zic, Dumnezeu să-l odihnească. Bryant Park. Jonuțule, știi cum e asta? Cum să nu fii șofer și totuși să iei amendă? Îți iei un tovarăș care e șofer și care parchează ca handicapatul. Dar e bine treaba, fraților, pentru că v-am mai spus odată, în New York nu e așa mare arzoială. Bine, amenda este de $95, dar gândiți-vă că în alte țări se sechestrează mașina, nu o mai găsești aici. 95 de parai, având în vedere că la ăștia $35 costă ora, păi cred că asta mașina vreo 2 ore, hai că suntem tot pe acolo, Jonuțule. Am luat și prima amendă în America, Jonuțule. Cosmin Achis, s-o stăpâne sănătos. Mulțumesc, fără incident. Hai la plimbare! Deci dacă vă vine să credeți sau nu, avem o idee năstrușnică în cap, sperăm să ne iasă. Mergem să ne facem câte un tatuaj, toți trei, de celebrarea New Yorkului, Jonuțule. Hai să vedem dacă ne iese. Ne-am întors în Brooklyn, nu în Bronx, că am zis să n-o forțăm chiar în halbul ăla, Jonuțule. Suntem în Brooklyn, care este din ce în ce mai frumos. La fiecare vizită mai frumos, mai liniștit, mai calm și într-adevăr un pic mai cool, că na, vezi orizontul un pic, vezi și tu cerul. Facem o nebunie, fraților. Ne-a venit, am zis, bă, nu ne facem niște tatuaje cu New York? Asta vorbeam Cori și cu mine. Și la un moment dat Cosmin zice, bă, îmi fac și eu cu voi, ești nebun. Dacă tot s-a întâmplat tripleta asta așa spontană și acum fiecare își face ce vrea, nu vă gândiți că trebuie să fie matchy sau howless bawless. Eu îmi fac un NYC pe aici, Cori își face ceva frumos, încă nu știe pe unde, Cosminescu nici nu ne-a zis, e surpriză. Problema este că nu avem programare, nu avem nimic, am venit la un salon mișto care cică primește și de ăștia from the street. Walkies. Am crezut că walkies, ca și cum walkies like I talkies. Haideți. Hai, Johnule, suntem aici cu domnul care o să ne tatueze astăzi în New Yorkulescu. Am cerut voie să filmăm, le-am cerut pe toate și aici toată lumea este extrem de relaxată. S-au ales tatuajele, Jonuțule. Acum cred că mergem direct cu el călăuză către mesele de tatuat. Dar trebuie să vedeți cum arată salonul ăsta. Salonul Johnson-ul, zici că e cel mai șmecher salon de-astea, de cosmetică, știi? Că sunt paturi de-alea în spate, e nebunie, nu știu dacă vedeți de acolo. Dar o să vedeți la noi, stați liniștiți. Jonuțule, intrăm pe modul silențios pentru că ni s-a spus că ceilalți artiști se concentrează și pe bună dreptate, despre asta este vorba. Cam așa arată încăperea cu paturile pentru tatuat. Iar ăsta e patul pe care se pune și fratele vostru. Nu o să vă spun încă despre ce este vorba, planul cu tatuajul. O să vă povestesc când este și gata, fraților. Asta mi se pare cel mai interesant. Ca idee, vine undeva în zona asta de aici, a cercului pe care deja știți că l-am, cu care am un plan nou, Jonuțule. Așadar, hai să vină tatuajul din New Yorkulescu. Ce crezi, bă, băiatule, că au vrut să-mi facă prank-uri și la tatuaje? Deci dormeam ca un puișor, dormeam. Și eu simt, mă, simt când prank-ul mă înconjoară. Și m-am trezit, erau toți trei în capul patului. Zic, ce faceți, mă, aici? Ați venit să mă treziți? Și uite acum mă culc la loc până când se termină opera de artă. Vă pup. Mânca vartati să vă mănânce ce am dormit, mi-a zis tatuatorul, you are sleeping like a baby. Păi zic, băiatul meu, decât să stau să simt eu acolo cum râșcând tu cu acolo, nu mai bine sleep like a baby. Și l-am terminat, fraților, pe NYC, care este aici și care o să facă parte dintr-un proiect super amplu și anume acest cerc celtic pe care l-am încă din La La Band, dacă vă amintiți povestea, și pe care l-am făcut pentru că simbolizează putere, prosperitate, bla 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 bla. I still like it, nu-l regret, dar m-am gândit la facelift-ul lui. Ce facem? O să-l facem pe tot negru, acum am rugat să mai cheme un tatuator de acasă, dar nu mai găsesc un tatuator liber. Îl umplem pe tot cu negru, fraților, și după aceea trebuie să mă gândesc dacă aici fac un continent ceva USA, howless bawless, sau îl las pur și simplu gol, adică negru plin, și scriu ceva simplu în el, gen the map, punct, sau o dumă de asta, like, super simplistă. Dar acum n-am terminat, mai urmează Cori și Cosmin și tot asta încerc să fac. Zic, domne, cât stau ei la tatuat? Nu mai aveți pe cineva liber să o umple un cerc? Vorba aia, umple un cerc. Deci, frații noștri din gama lucruri funny de făcut
făcut în New York, dar poate mai bine lasă-le pe mâine, că a rare ori excepția confirmă regula, motiv pentru care a rare ori putem spune că lasă mai bine pe mâine ce poți face și astăzi, că s-ar putea să fie mai bine. De ce? 6 ore să facem 3 tatuajele mari cât un deget atâta. Dar am aflat că și Sam Smith s-a tatuat acolo. Adică, I beg your pardon. Acum mergem către un Target Joe, îl cheamă? Mergem către un Trader Target Mergem către Target și către Trader Joe, Jonuțule. Sunt două lucruri elementare aici în New Yorkulescu. Reporter Popa în alimentarea ta, comunic statusul până acum toate lucrurile aflate despre Trader Joe's sunt acelea că Trader Joe's are numai marfă făcută inside. Adică tot ce vedeți aici este produs, fabricat, crescut, de Trader Joe. Cam despre asta e vorba la primă mână. Așa, el nu arată mai special decât orice alt supermarket, dar se remarcă totuși prin faptul că are numai brand propriu, which is cool. Pentru că și deoarece am trecut de atâtea ori pe lângă chestia asta fără să vă spunem, o facem acum pentru că voiam să vă arătăm cum arată Times Square și noaptea, fraților. Această cutie dreptunghiulară cu steagul Americii pe ea, care se află fix în Times Square, fraților, este de fapt și de drept un loc unde te poți recruta pentru armată. Dacă îți dorești să intri în US Army, acolo te duci direct, Jonuțule. Iar noi suntem acum la Carlos Bakery, Jonuțule, sau Bake Shop, după cum vedeți acolo. Să vedem ce lucrușoare dulci bune de încercat găsim și noi, precum pe TLC acum mulți ani de zile când vă uitați și voi la televizor. Iar în spatele nostru, exact cum spunea și Cori, nembătrânitul și întotdeauna tânărul Times Square, fraților, care arată efectiv, în realitate e mai ceva ca în film. Și dacă aveți vreodată potențiala ocazie să ajungeți aici, noi rosiți! Cam așa arată, frații mei, Carlos Bakery înăuntru. Bă, deci este incredibil ce găsiți pe aici. Dulciurele dulciuroase, dulciurici, doamne, dar cum sunt canolii, astea sunt senzaționale. Tortulețe, tortușoare, prăjiturile, prăjiturice, cleruțe, tot ce puteți vreți vrea. Tot ce puteți vrea, fraților. Tot ce puteți vrea, fraților. Ce râzi, mă? Jonuțule, nu cel mai Michael Jackson show, dar ceva frumos de la un domn baterist care și-a întins aici sculele și face și el o treabă tare, mai bate o topă, mai bate o muzică, se mai animă lumea. Foarte cool. Audă ce gălăgie face. Nu văd să aibă vreo de aia de bănuți, dar noi ne distrăm cu el. Bă, dar cum arată Times Square-ul ăsta, este ceva, ceva de nemai văzutelea, bă, băiatră, iauzi. S-a lăsat și cu muzica la sfârșit. Hăți cu bună seara, sacadează un pic, pentru că n-avem noi low light tocmai bun, dar n-aveți cum să nu vedeți frumosul New Jersey de vis-a-vis de peste Hudson Râulescu. Hudson Râulescu, așa putem să-i spunem, este aici Pier 26, pentru cei dintre voi care vor să vină să vadă, fraților. Fiecare pier din ăsta are cât un fel de atracție. Ăsta e un fel de părculeț cu un teren, l-ați văzut și când am venit pe zi, dar ne-am dorit neapărat să ne întoarcem și noaptea, pentru că zgârienorii se văd senzațional, fraților. Incredibil este view-ul și cum se văd luminile, cum completează. Criminal, criminal. The next day. Hâți cu bună dimineața, hâți cu continuarea acestui super vlog, Jonuțule, care de fapt și de drept trebuie să vă menționez, se va numi Dump Vlog. Este un vlog în care am pus toate lucrurile care, să spunem, n-au ieșit neapărat așa cum ne-am programat. New York-ul este extrem de exhaustiv, fraților, și extrem de extenuant, motiv pentru care normal că ne-a fost dat un pic programul nostru extrem de riguros pus la punct. Suntem astăzi în fața la The Met și m-am trezit cu o vorbă pe care am simțit să o împărtășesc și cu voi, fraților. Un concediu în New York se poate descrie în felul următor. În niciuna dintre zile nu știi în ce zi ești, până în ultima zi când știi că ești în ziua în care pleci și te întristezi deodată, dar asta nu înseamnă că New York-ul pleacă de aici sau că viza noastră, Doamne ajută, nu rămâne tot pe cei 10 ani pe care ne-a fost oferită ca să ne putem întoarce, fraților. Vorba aia. Am făcut UK-ul de două ori pe vlog, de ce n-am face New York-ul, care este, bă, extrem de complex. Am venit la The Met să-l vedem și noi cum arată, Jonuțule, să știm și noi unde stăteau fetele alea din Gossip Girl cu fundulețele alea frumoase, hăzgionule. Motiv pentru care stăm aici, facem și un reel dacă ne ies lucrușoarele așa cum ne dorim. Ulterior, urmând să mergem către Central Park, mă, fraților, suntem de 7 zile în New York, bă, de 7 zile în New York și nu am reușit să ajungem în Central Park. De ce? Am ajuns acum 2 zile și am stat lângă bicicletele City Bike, mare atenție, o oră jumătate, pentru că un cont nu te lasă să deschizi mai mult de două biciclete. Și noi eram trei, că era și Cosmin cu noi. Și n-a
n-am reușit, mă, să mai facem rost de un cont, să mai facem un cont, pentru că nu puteai să-l faci pe număr de România, că nu primeai SMS-ul. Am încercat să facem cu cineva din România, mai precis cu Miruna, Ionuțule. Și ce crezi? Dacă numărul de telefon e în România, nu primește SMS-ul numărul de telefon. O bătaie de cap continuă. The Met, aceeași nebunie de energie pe care New York-ul ți-o oferă în fiecare zi. Deci vreau să vă spun că eu aici sunt o furnicuță, nu mă aud, nu mă văd. Imaginați-vă ce haos este dacă efectiv o năzbâtie de om ca mine poate trece neobservată. Bă, băiatule, bă, parcă a simțit Dumnezeu că plecăm. Deci ce ger s-a făcut, sunt 7-8 grade afară, deși printre norișori așa mai iese Sorinescu, n-are nicio șansă. Mi-am găsit acest fes verde la o tarabă care vindea șepci NY și era singurul fes pe care l-avea. Zic, domnule, nicio altă culoare, alt muțunac, chiar nimic. Nu, singurul, zic, dă-l încoa, că mi-a înghețat scăfârlia fără blană pe ea. Suntem în sfârșit în Central Park, fraților, este senzațional. Am luat biciclete din astea electrice pentru că Central Park e ceva de genul cât, nu știu, hai să nu zic oraș ca să nu supăr pe cineva, dar e cât un oraș, ca să ne înțelegem, da? Cât o localitate. Și atunci am luat bicicletele astea semi-motorizate, dai și tu odată la pedală, mai dă și ea de 2-3 ori pe lângă tine. Dăm o tură în Central Park, Jonuțule, mai revenim cu câteva update-uri și pentru voi și continuăm acest super, super lung vlog care înglobează o grămadă de alte vloguri începute, neterminate, haosate. Totul e aici, cu noi și cu voi. Bună ziua și bine v-am găsit la semaforul din parc, care actualmente este verde, Jonuțule, dar de care nu se ține musai cont dacă nu sunt pietoni, care este cu și pentru biciclete, trotinete, cam tot ce este motorizat pe aici. Singurele vehicule care intră pe această străduță sunt vehiculele NYPD, fraților, și mi s-a părut foarte șmecher că vedeam pe aici jeepanele de poliție mergând. Pe stânga, după cum vedeți unde este fratele vostru, este banda de slow, iar pe dreapta este banda de viteză, pentru că există și o bandă de viteză, că sunt unii care, bă, să știți că nu se joacă. Și uite așa te plimbi prin superbitatea asta de parc, unii aleargă, unii hau-hau, dar aerul, oxigenul pe care îl simți între acești copaci și între atâta natură, fraților, este senzațional. Iar de jur împrejur ești flancat de zgârienori. Ce să mai vrei, mă? Cu fericire în glas vă spun că de ce ți-e frică, de-aia nu scapi, Jonuțule. Cât mi-am dorit și am militat să ajungem și în Harlem și nimeni nu voia, ești nebun, vrei să ajungem pe acolo, să ne întoarcem fără camere, fără alea. Ce credeți că am făcut? Ne-am învârtit noi cu bicicletele, de ne-au luat toate frigurile din lume și am găsit niște city bike de alea să le lăsăm, că trebuie să le înfici la loc în chestiuța aia ca să îți poți opri plata cursei, da? Și ne-am dat jos la picior, eu am oprit într-un de self-storage de la Corin, alt self-storage, pentru că, bă, uite cât de frumoase sunt. Oprim această transmisiune! Breaking news, bă! Ce constat cu stupoare e că în Harlem mașinile sunt mai nașpa de pompieri. Nu era aia mare ci șmecheră. Anyways, ne-am învârtit, am lăsat eu într-un storage Cori, într-un storage bicicleta și am coborât direct în Harlem, Jonuțule. Cum ne-am dat seama? Ne-am dat seama pentru că am trecut pe lângă o doamnă care avea, o vedeți asta, îi vezi? Îl vezi în zare acolo? Are avea un coș de la de cumpărături de la gen Carrefour, Lidl, etc. Și în el de toate avea casă mobilă, exact cum vezi în filme, da? Și în fața mea a luat două coși de pepene și le punea pe cap și își dădea cu un spray de la care scoate suș-suș de la, se bat copiii cu ele la zilele de naștere. Anyways, te prinzi clar că ești în Harlem rapid. Dar nu mi se pare nimic dangeros. Adică uite cât de frumos arată, mânca la tata. Harlem, Harlem. Ce că Jonuțule, că am dat fesul puțin jos, că am stat în Ubărescu, am coborât din Ubărescu, am dat fesul jos, am stat vreo 10 minute, că am pierdut-o la valieră într-un final. Nu se putea să nu se întâmple. Fix în ultima zi, bă, spre părerea mea de rău. Anyways, nu despre asta este vorba. Am pus fesulescu că e mai bine să fie cu căldurică la urechi, măcar să nu plec răcit, Jonuțule. Suntem în fața casei Friends, cum s-ar spune, ca să prescurtăm un enunț nedorit de lung, care sincer vă spune că nu ne-a impresionat așa cum ne așteptam. Fani ai serialului fiind, bănesc că cei care s-au uitat recunosc despre ce este vorba. Și unde este memorialul? Teoretic trebuie să fie și un memorial Matthew Perry. Când a murit, el a pus stâlpul ăla. A, au pus ceva pe stâlpul ăla. Ok, și scrisorele. Deci ne întâlnim cu români peste tot, fraților. Domnișoara ne-a spus că memorialul de fapt și de drept a fost stâlpul ăla când a fost atunci tragedia. Pe stâlp erau scrisorici, floricele și alte lucrușoare. Evident, man, cum se întâmplă. Dar, na, vedeți și voi o chestie frumoasă, iconică, dacă sunteți din gama dinozauri pasionați de serialul Friends, fraților. Și dacă toți suntem aici, Jonuțule, din gama dump footage care n-a apucat să se transforme într-un vlog concret, vă lăsăm câteva cadre și de la Friends Experience, unde am fost, însă la valierele ne-au făcut fente, adică nu mai aveau baterie și ne-am decis să nu filmăm cu sunet prost, așadar, uitați frânturile.
Îți cu bună dimineața, Jonuțule, nu mai știm, se învârt activitățile în stânga, în dreapta, du-te acasă, schimbă-te, schimbă carduri, schimbă baterii, Jonuțule, dar suntem pe Metereze, este ora 5 fără un minut, ca să înțelegeți cât de punctuali suntem. Suntem la Friends Experience în New York City pentru cei pasionați de serialul Friends. Adică dacă te-ai uitat la Friends, bă, n-ai cum să nu conectezi cu episodul ăsta. Intrăm aici, vedem ce urmează. Mega frumos, te primesc direct cu ecran, Jonuțule, cu best of din cele mai tari episoade. Deci n-ai cum. Deci, Jonule, mi-au dat lacrimile, m-am uitat la video ăla de intrare, este senzațional. Dacă sunteți fani, trebuie să veniți, este copleșitor. Și acum am intrat, nu știu unde mergem, fântână frumos. Ne-am așezat la codița noastră pentru a primi minutul cu canapeaua, i-am spus eu. Sunt să primească Jacksonicuța, Jonuțule, nu o să ne super manifestăm, ca să nu deranjăm foarte tare. Dar începe cu zona costumelor pentru cei dintre pasionați. Și aici câteva ecrane, mi se pare genial, uite, uite cum arată costumele aici. Friends Experience New York City, baby. Cam așa arată peretele cu haine și cu ecrane și cu episoade și cu... Bă, deci este totul calculat la milimetru. Și încă n-am început, ăsta este gen modul lobby. Deci, fraților, ca să înțelegeți în continuare, aici suntem în Vegas, când s-a întâmplat tot miracolul. Când s-au căsătorit Ross cu Rachel, Hustle Jonation... Mi-e place că e bine relaxat. Și pot să mă depărtez și de cameră, Jonuțule. Discutam cu fratele Drosu, care este în termeni newyorkezi, adică englezi, Jonuțule, că încă suntem mărdari pe la guriță. Un must have după ce te întorci după o astfel de experiență. Da. De ce? Pentru că ne-am întors lemne. După 28 de ore de zbor, dus întors, și 8 zile de alergătură în New York, bă, nu v-am arătat încă, vă arăt. După ce termin aici, o să vă arăt cum arată degetul meu mic, dar asta e varianta de după 4 zile, deci am avut o bășică la degetul mic. Uite atâta, Jonule. Am venit la fratele Drosu, Jonuțule, să facem o îndreptare rapidă. Eu aici, pe partea cealaltă, Cori la unul dintre băieții de aici. Ne îndreptăm rapid și plecăm mai departe, fraților. Procedura este simplă, clasică, ați mai văzut-o la mine, deci nu o să filmăm neapărat chestia asta. Dacă vreți să-l găsiți pe fratele Drosu, Fizio Boost sau Cristian Drosu, Drosu este baza pe TikTok sau pe Instagram, Jonuțule. Noi revenim fresh, forță! Amară Jacksoneta, ăsta e echipament nou nouț. Și spuneam mai devreme, fraților, o chestie foarte interesantă, ca să facem din Caterinca și o chestie smart, că îl felicit pe Cristi, pe Drosu, pe care îl cunosc de 5 ani de când mi-am rupt primul picior, fraților, că a plecat de la un business mic și a ajuns la un business mare cum? Reinvestind în totdeauna în businessul lui. O regulă de aur pe care o puteți respecta oricare dintre voi, fraților. Recapitalizați, reinvestiți întotdeauna. Uite și tu ce drăcie a cumpărat ăsta de drenaj. Bă, deci nu vreți să știți cum mă simt. Cosmonautul e vrăjeală, e nebun să fără așa sără. Ghetele lui Neymar? Păi da, bă, mâncați aici. De aici mă trimite direct la Neymar. Am private jet rezervat și plec la Neymar să zic cum a fost. Mamă, senzație. Bă, dar asta și pe mâini și pe... Doamne Dumnezeule. Revenim tunați. De la noroaie și bălți murdăriți s-a căruța, Jonuțule, dar aceasta este o culoare care observăm că ține jegul în cel mai frumos mod posibil. Ne-am îndreptat, ne-am trosnit și suntem gata să luăm Românica din nou în piept, Jonuțule. Suntem acasă, se putea să fie mai New York-ish, mai USA-ish așa, dar nu e nicio problemă. Cu mânuțele astea vom construi România în cel mai frumos mod posibil și poate într-o bună zi o să ne pierdem și noi printre zgârienori. Dar haideți să nu uităm că până la urmă nici Europa n-are atât de mulți zgârienori, cu excepția Frankfurtului, Jonuțule, care are o parte mai interesantă așa. În rest, astea sunt meleagurile pe care trăim, Jonuțule. Înainte de a închide acest vlog, o să discutăm câte ceva și despre cheltuieli, pentru că într-un final avem costurile finale ale deplasării în New York, Jonuțule. Deci pe lângă cei, nu mai țin minte câte mii de euro erau în ceea ce privea transportul, cazarea și activitățile. Dacă n-ați văzut vlogul, îl găsiți ceva vloguri în urmă unde am vorbit despre costurile plecării în New York. Mai avem un extra 700 de dolari pe Uber, cu mențiunea că în ultimele 2-3 zile prietenul nostru Cosmin din New York ne-a ajutat foarte mult cu mașina personală în care am pus niște benzinică și nu am mai plătit Uber, vreo 80 de dolari de benzină știu că am pus, i-am trimis eu lui Cosmin, deși el a insistat să nu-i dau niciun ban, dar nu era frumos. Și în altă ordine de idei mai avem 11.000-12.000 de lei, deci probabil 2.000 și un pic de euro, 2.300-2.400 de euro cheltuială în ceea ce privește mâncărică pentru vloguri, mâncărică pentru noi, mâncărică, de cele mai multe ori mâncărică și 2-3 vizite pe la Target sau 7-Eleven și un extra de 700 de dolari, mare atenție, acum mi-aminteam de ce mai aveam o cifră în cap și nu-mi
venea, un extra 700 de dolari, mare atenție, garanție la hotel, fraților. Am observat, uitându-mă în extrasul de cont de la ING, că hotelul nu mi-a extras banii, trimițându-mi înapoi, probabil că doar i-au blocat cât am fost cazați în hotel și la plecarea din hotel bănuții au fost deblocați. Dar trebuie să știți, să aveți această marjă de eroare dacă vă interesează o anumită plecare în Statele Unite sau cine știe pe unde, ceea ce ține de America, genunțule, pentru că se pare că ei sunt mai atenți la treaba asta cu garanția. Nu știu dacă doar cu turiștii care nu sunt cetățeni americani, implicit, sau cu toată lumea, dar cert este că pentru 7 nopți de ședere am plătit 700 de dolari garanție, care într-adevăr s-au întors către noi. Cam atât. Suntem înapoi acasă, genunțule, abia aștept să dăm update de pe șantiere, pentru că nu vă vine să credeți cât de tare a avansat nașul, genunțule. Mașinuțele sunt frumoase, colantate, însă n-au prea avut parte de vreme bună de când ne-am întors acasă, însă Sorinescu se pregătește și el să iasă. Mâine avem o zi plină de soare cu o grămadă de treabă, pentru că știi cum e, când te întorci acasă, te așteaptă toate belelele. Până un altă, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi, cu surile, trâmbițe, gălăgie și mașini vopsite precum ouăle de Paște care va să vină, noi suntem aici în spre a face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit în Facebook și de asemenea, nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână. Merg mai departe, departe de toate. Țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7. Că viața mi-a spus ce altul e pus deoparte. Și